Nicolae Ceaușescu a fost faimos pentru stilul său de viață luxos și pentru cheltuielile excesive pe care le-a făcut pentru a-și satisface propriile plăceri și pasiuni. Una dintre aspectele mai puțin cunoscute ale vieții sale a fost bucătăria sa personală, care a fost o sursă de intrigă și speculație în rândul contemporanilor săi și al istoricilor care au studiat regimul său. Bucătăria personală a lui Ceaușescu a fost un loc unde el și soția sa, Elena, au putut să se bucure de mâncăruri exotice și delicatese din întreaga lume. Situată în Palatul din Primăverii, reședința lor luxoasă din București, bucătăria era dotată cu cele mai moderne echipamente și ustensile și era întotdeauna plină cu provizii rare și ingrediente exotice. Deși mulți români trăiau în sărăcie și lipsuri, Ceaușescu și soția sa se bucurau de cele mai bune mâncăruri și băuturi pe care le puteau găsi. Ei aveau acces la cele mai proaspete produse și la cele mai fine ingrediente, iar bucătăria lor era mereu plină cu mâncăruri delicioase și aromate. Una dintre caracteristicile cele mai remarcabile ale bucătăriei personale a lui Ceaușescu era varietatea și diversitatea mâncărurilor pe care le servea. Ei savurau preparate tradiționale românești, precum sarmalele și mămăliga, dar și mâncăruri internaționale, cum ar fi sushi, pizza și fripturi exotice. Bucătăria personală a lui Ceaușescu era întotdeauna plină cu bucătari, care lucrau neîncetat pentru a pregăti cele mai bune mâncăruri și pentru a satisface pofta sa de delicatese. Ei urmau instrucțiunile precise ale lui Ceaușescu și se străduiau să îi ofere cele mai bune preparate culinare, folosind cele mai bune ingrediente și cele mai bune tehnici de gătit. Cheltuielile pentru bucătăria personală a lui Ceaușescu erau imense și erau acoperite în principal din fonduri publice. Bugetul alocat bucătăriei era departe de a fi transparent, iar mulți români erau indignați să afle cât de mult se cheltuia pentru luxul și extravagantele lui Ceaușescu, în timp ce ei trăiau în sărăcie și lipsuri. În plus față de cheltuielile pentru alimente și băuturi, Ceaușescu și soția sa au cheltuit sume mari de bani pentru a-și decora bucătăria și pentru a o echipa cu cele mai moderne și luxoase aparate și ustensile. Ei au angajat designeri de interior și artiști pentru a crea un spațiu elegant și rafinat, care să reflecte gusturile lor sofisticate și stilul lor de viață luxos. Masa a fost un loc unde el își întâlnea aspeții și impresiona vizitatorii străini. El organiza dineuri și petreceri elaborate la care erau aduși invitați de marcă din lumea politică, culturală și diplomatică. Aceste evenimente erau o ocazie de a-și demonstra bogăția și puterea și de a consolida relațiile cu alți lideri și oficiali de stat. Cu toate acestea, luxul și extravaganta bucătăriei personale a lui Ceaușescu nu erau doar o expresie a bogăției sale personale, ci și un simbol al puterii sale politice și al autorității sale absolute. Ea reflecta nivelul său de control și dominare asupra țării și arăta că nu avea nicio limită în ceea ce putea să obțină și să realizeze. Bucătăria personală a lui Nicolae Ceaușescu a fost un loc unde el și soția sa, Elena, puteau să se bucure de cele mai bune mâncăruri și băuturi existente. Situată în Palatul din Primăverii, reședința lor luxoasă din București, bucătăria era un simbol al bogăției și puterii lor și o sursă de speculație în rândul populației române.